Salutare tuturor, Radu Pandrea, alături de gazda mea, Mihai Grama, da. Care, uite, ne primește, acum a coborât la poalele muntelui, ne primește din ce în ce mai des, venim așa mai des la el. Astăzi vreau să îl chestionăm un pic, pentru că se confruntă și el cu o situație. Așa că dacă vrei să știi cum să gestionezi extragerea mierii după 20 septembrie, suntem după 20 septembrie, atenție, și Grama a coborât din munte cu mieră de negruș. Chiar mă lăudam la Varodi, ziceam că a fost un an de excepție pentru negruș. Da. Și chiar a fost. Deci 20 septembrie. Cum gestionăm extragerea mierii după 20 septembrie? Adică ce ni se poate întâmpla? Ce greutăți întâmpinăm? În orice Mihai. Caz, nu-i cazul numai la mine. Și cei care au miere de iulișcă, îi perioada de extracție. Și cei care au miere de izmă, iarăși perioada de extracție. Izmă înseamnă mentă. Menta, da, din delta, insula Marea Brăilei sau lungile Dunării, mă rog. Și cei care mai au negruș, bineînțeles că am avut până în septembrie, vreo 10 aproximativ, flore și cules la negruș, iarba perfect, neagră. Perfect. Ce riscuri poți avea dacă te apuci acum să extragi mierea? Dar n-ai ce să cauți acum ziua în stup, să lucri, să manevrezi rame, fiindcă dezastru ți-e garantat. No, deci bine, bătaie, furtișag, să omor albinile între ele, deci nu ai ce. Scoți spre seară rame sau dimineața foarte devreme, dar se centrifugează și se lucrează noaptea și tot seara se pun la lins după diafragmă, deci nu îi de manipulat ziua, nimic, fiindcă îi o problemă. Deci albina când nu mai are activitate exterioară, oriunde ascunzi o ramă sau orice sursă de ce miros a ceară sau a propolis, albina e tentată să caute și să bată Mihai, și să intre. Mă, eu am o daltă, mă, din inox, mă. Și aia nu miroase, mă, ceară. Ba, miroase ceară. Deci, vorbeam în videourile de la începutul lunii septembrie despre inventarul apicolului tat în stupină. Ce părere ai de asta? Ce spui de asta? Să uiți o daltă? Tu acum ai un noroc că cu pavilionul, dar dacă ai avea stupina pe jos. Păi am și pe jos o stupină. Ai și pe jos, așa, da, cea de la Reghin. Spune-mi, te rog, ce se întâmplă dacă uiți, știu eu, scoți gratile Hahnemann și le pui rezemate albina de stup. Grămadă, deci albina merge, rode, ceară, pune pe picioare, o duce în stup. Rode, propolisul, pune pe picioare și îl duce în stup. Deci albina nu, furtișagul nu-i numai la miere, cum consideră unii, că văd că umblă albina la miere. Aia e una. Albina ia tot ce poate să ia din exterior și mare atenție, că, de exemplu, chiar am văzut undeva, cândva, cineva care a mers și a spreiat un stup de locă și l-a lăsat pur și simplu la voia întâmplării, mai înțeles? Nu i-o da foc, nu îngropat, nu nimic. Și îți dai seama că albinile din regiunea învecinată merge, fură mierea, fură ceară, fură propolis și o luat cu aia și boala și deci infestarea ți-e garantată. Deci riscuri foarte mari. Bun, spune-mi ce facem cu mierea. Adică e și perioada acum, sau mă rog, până acum ar fi trebuit să fie completarea rezervelor de hrană. Dar pentru cei care au miere încă de extras, ce se întâmplă dacă eu scot acum ramele din cuib cu miere, pline cu miere? Ce se întâmplă în cuib? Pentru că rămâne cuibul fără miere. Păi rămâne cuibul fără miere, dar pentru o zi. Atât rămâne fără miere. Îl reduci, scoți din 10, 4, 5 rame, să zicem, rămâne albina pe celelalte. Că oricum trebuia deja să venim periodic cu reducerea cuibului. Bine, dar încă matca, mă rog, mai ales măcile tinere. Măcile mai pontează, da, ok. Dar pui turta pe stup, ramele centrifugate le pui numai seara, întotdeauna seara pentru nereg de la bec, oricine are un LED roșu și lucrează noaptea. Domnule, pune seara ramele, nu le stropi cu sirop, cu protofil, nu le înnebuni. Pune seara la lins după diafragmă și asta se face în 2-3 nopți, după care poți să revii cu completarea rezervelor. Atenție, până acum am vorbit de turte, de stimulări, de nu știu ce, acum
se fac ultimile completări. Pentru cei care au avut culesuri da, până acum, pentru cei care s-a terminat sezonul cu Floarea Soarelui. Dacă ai spus de la Floarea Soarelui, cine nu a mai avut alte culesuri, trebuia să aibă rezervele făcute de mult, spre finalul lunii august, până în jumătatea lui septembrie. Cei care au participat la culesurile târzii, vorbim de Negruș, de Iulișcă, de Mentă, da, ăla trebuie să-și facă acum completările pentru bun. Iarnă, neapărat. Să zicem că trebuie să le faci, obligatoriu. Să zicem că nu ne adresăm doar începătorilor sau doar celor care au puțin stup. Haideți să vorbim și pentru cei care au mai mult stup și au nevoie de sfaturi, pentru că sunt chiar începători care au crescut foarte frumos. Sunt care învață repede și sunt care nu vor să lase metodele alea tradiționale. Ăla zice, domne, sara le dau câte o jumătate de kil de sirop, câte un kil, nu. Părerea a mea, în momentul când deja vorbim acum, deja trecută de jumătatea lui septembrie, de acolo încolo poți să-i dai completare, sirop, așa cum face Mărgărit, cum face Dorian în Canada. Cum face pe Andreea. Da. Da, da, cu găleata, niște găurele, pac. Și nu numai pe Andreea, scuză-mă, deci sunt în România, sunt o grămadă da, care sigur. Dau. Și încă ceva, nu ai timpul necesar, nu ești lângă albine să-i dai spus, în fiecare seară. Tu mi-ai spus de hrănitoare de podișor de 3 litri jumate, că-ți trebuie. Da. Bun. De ce? Că mi-a trecut acum când ai vorbit da. De... Bine, dar hai să revenim, numai un pic. E foarte important ca să îi dai cam în două treceri, să-i faci completarea de rezervele pentru iarnă, ca să nu umbli el în toată ziua. E foarte multă manoperă. Am văzut, dar de exemplu, nu doar că e foarte multă manoperă, nici nu poți să umbli în stup. Și câte riscuri ai. Exact. O secundă. Haide să ne concentrăm puțin pe extragerea mierii. Deci, am o cantitate de miere pe 5-6 rame, să spunem, okay, pe care vreau să o extrag. Fii atent, rame de cuib. Da. Nu vorbim de mine acum, că eu lucrez pe multietajat redus, dar vorbim de majoritatea apicultorilor. Da, care deci au rame întregi, care micșorează cuiburile. Acum folosesc, pun diafragmele. Ce facem cu ramele cu miere, pentru că într-o zi eu aș vrea să trec prin tot stupii până când nu sunt nebuniți. Adică atâta timp cât albina știe că are miere, îi știm că e cu minte. Și atunci ei mierea îi disperată. Exact. Și atunci vreau să iau mierea de la toate familiile și să fac ceva cu ea. Nu pot să o gestionez ziua. Ce fac ziua cu ramele respective cu miere? Într-o cameră închisă etanș. O putem pune într-o cameră închisă etanș, dar tu aici, aici tu nu ai cameră închisă etanș. Ce noaptea faci? Se poate lucra și noaptea. O secundă, adun ramele, unde le pui? Că nu le poți lăsa nici în pavilion. Nu, că umblă albina și caută. Unde le poți pune atunci? În sac, legat sacul. În sac, altă variantă. Corpuri. În corpuri, altă variantă. Dar trebuie închisă. Deci se scoți, deci se lucră, am observat, cel mai ușor se lucră așa, dimineața până să iasă albina, când e rece încă. Ai luat ramele 3, 4, 5, câte ai de luat din fiecare, l-ai redus cu diafragma, le-ai pus ramele bine, dă-i pace. Sara, de la bec, te-a pus uleduri, și ai scos și le-ai pus ramele înapoi la linz și dai în ziua următoare. Corect. Sirop. Eu îți mai dau o variantă. Poți să iei ramele cu miere și să le pui dincoace de diafragmă. Păi le pui și după diafragmă și le... Da. Le pui dincoace de diafragmă, lași spațiu măcilor să nu, ponteze. Îi trebuie între diafragmă și ramele cu miere, trebuie un tampon, spațiu. Un spațiu, sigur. O ramă lipsă. Sigur că da. Ca să sigur. Ai varianta, fii atent, să mută gemul pe ramele astea, dacă sunt mai negre. De multe ori am pățit, crede-mă. Un pic mai încolo, mai prin octombrie s-ar când muta. Dă frigul. Dar eu vreau ca toate ramele din tot stupii, toate ramele cu miere, să le gestionez în aceeași mișcare, deci să lucrezi industrial. Și atunci scot depinde toate ramele. De familie. Sigur că da, dar uite, dacă am 150 de familii, le pot trece printr-o 150 de familii, pot trece într-o zi să scot cele 5 rame, că știu că mi-s pe margini. Da. Da? Doar alea le scot. Nu stau să pierd vremea la stup. Le scot și le pun toate dincolo de diafragma. Am format deja și cuibul. Adică da, unul cu unul. Corect. Așa, seara... Trebuie și dai exact. Sirop. Nu
nu umblu cu câte două, trei rame până la corpuri, până la camera în care să le închid, ci le las în stupi. Seara, după ce apune soarele și albina, nu mai zboară, cu lanterna, bineînțeles, scot toate ramele. Albina e cam game acum. E pusă pe puiet, că avem puiet. Mai există. Și pot de dincolo de diafragmă, chiar dacă mai scot cu două, trei, cinci albine, las-o încolo. Mâine când se încălzește să duc și acasă. Și le ducem unde le ducem, unde le centrifugăm. Le centrifughezi la unde ai centrifuga, unde ai cabana sau camionul sau pavilionul. Poți sau chiar și în pavilion să centrifughezi, da. Poți chiar și în câmp, dar să centrifughezi. Ziua. Deci exclus ziua. Deci centrifughezi noaptea. Toată noaptea. Da, și ziua dormi la umbră. Și ce faci până înainte să răsară soarele? Urmișurile strâmtate... Ștearsă orice urmă de miere, orice miros care le-ar putea atrage. Bună, foarte bună remarcă. Păi și da. Pe urmă, ce facem cu ramele? Păi trebuie pusă la lins. Când le punem la lins? Seara. Când deci, s-o înserat, când s-o sfințit soarele, când bun, da, eu de fapt seara le scot, le extrag toată noaptea. Mă prinde următoare. Dimineața. Da, te prinde le dimineața. Le pun dimineața la lins? Nu. Nici vorbă, nu-i voie. Le pun în ziua următoare. În seara următoare. Până atunci le depozitez, cum ai zis tu, în saci, așa, în orice. Că, știți ce? Deci eu am văzut și am aplicat tot felul de metode, mai mult sau mai puțin ortodoxe, să zicem. Dacă n-ai ce face, dai pe lângă geamuri cu cârpa, cu motorină, pe lângă rama la ușă, închis, astupat, tot. Și trebuie dacă să n-ai auzit de acidul acetic. Și trebuie să fii lângă ele, că dacă nu ești lângă ele, lipsești de acolo în ziua următoare, ai o problemă când te întorci la stupină. Deci chestiile astea nu se fac la voia întâmplării, se fac foarte bine organizat și foarte bine sub observație permanentă. Deci nu poți să lipsești de acolo. N-ai cum. Am înțeles toate sfaturile lui Grama. L-am completat și eu, că nu m-am putut abține. Da. Da, cu Grama tot timpul avem subiecte așa pe care, la care dezbatem și la care desfacem firul în patru. Da, dar acum știi cum e, dacă ai o miere târzie, chiar uite... E păcat să o lași, mai ales. Păcat să o lași. Și nu poți atenție, lăsa N-am înțeles niciodată cine și când a făcut programul național la Picol de ce au zis că anul se încheie în iulie sau în august, mă rog. Și la să, 1 august. Așa, și bun, trebuie să dai buletinele de analiză ca să-ți fie decontate până la 1 august era, da. Așa, buletine de analiză ale mierii. Da, care sunt decontate prin PNA. Da, n-am doamne. Făcut-o niciodată și nici nu o voi face, fiindcă zburătoarea îți înflorește în august, în negrușul, în finalul lui august și începutul lui septembrie, izma la fel. Deci de ce tocmai sortimentele speciale de miere îs oarecum scoase din joc? Mihai, acum... Și știi ce? Asta trebuie să se regăsească și în preț. Să zic, domnule, da, foarte bine, nu îți duc analizele, nu ni le decontez, dar îmi pun eu prețul la miere și îmi scot banii. Aoleu! Bă, da, n-am înțeles. Atunci, măi, tu n-ai analiză la miere, mă! Ba, am. Și nu una, și nu două. Și nu în România. Și nu în România făcute. Exact. Am și în România și în afară. Și tocmai asta dovedește că îi un produs de calitate și trebuie apreciat și bine cotat. Ar trebui, așa cum e la coniacuri, de 3, 5, 7 stele să fie și mierea. De 3 stele, de 5 stele. Bună idee! Mai înțeles? Cum e la vinuri, domnule, dacă ăla e premiant. Mierea, de ce nu poate să fie 1, 2, 3, 5 sortimente de miere în România premiante? De ce nu poate să fie treaba asta? O să mai ridic eu problema asta și cu producătorii montani. Chiar o să mai am acces la Ministerul Agriculturii. Bun, și atât. Vom vedea. Astăzi am vorbit despre extragerea mierii în condiții speciale. Bun. A fost într-adevăr un dialog, așa cum sunt majoritatea dialogurilor cu Mihai, cu multe detalii și multe lucruri conexe. Sper că v-ați notat, sper că vă prinde bine. Atât a fost pentru azi. Ne vedem mâine! Mare grijă la albine, nu le scăpați din ochi nicio secundă. Toate cele bune!